Frați creștini, cei care vor evalua în fața dumneavoastră sunt deja cunoscuți. Sunt prieteni, vecini sau neamuri, care toți, indiferent de cultul religios căruia îi aparțin, etnie sau limba în care vi se vor adresa, vor aduce un imn de slavă unuia și aceluiași Dumnezeu. Vă invităm să trăim împreună aceste înălțătoare clipe ale comuniunii spirituale cu Atotputernicul, să-L cântăm, venerăm și preamărim. Ca întotdeauna, a avut loc tragerea la sorți a intrării în scenă și ordinea este următoarea. Primul cor care va evolua în fața dumneavoastră, Corul Bisericii Ortodoxe numărul 1, dirijor domnul Doru Ola. Următorul cor va fi corul Te Laudamus al Bisericii Greco-Catolice, dirijor domnul inginer Ion Chiorea. Va urma, pe locul 3, corul Banfi al Bisericii Reformate, dirijor domnișoara Op Ilona. Al patrulea cor va fi corul Bisericii Ortodoxe numărul 2, dirijor domnul profesor Traian Albu. Al cincilea cor este grupul coral Chivot al Bisericii Creștine Baptiste Cehei, dirijor domnul Sorin Bucu. Al șaselea cor este corul Bisericii Baptiste numărul 1 și Mleu, dirijor domnul Dorin Taloș. Spectacolul nostru coral se va încheia cu corul Clubului Copiilor și Mleu, dirijor doamna profesoară Cornelia Neamă. Mulțumindu-vă pentru atenție, dați-mi voie să-l invit pentru a adresa creștinescul salut pe primul edil al orașului, omul care, după cum ați văzut și știți, în ultimii 9 ani a fost unul dintre cei care au pus umărul, inima și sufletul la organizarea acestui concert de colinde. Îl rog deci pe domnul inginer Cătălin Țurcaș, primarul bătrânei și binecuvântatei noastre urbe, să poftească pe scenă. Mulțumesc doamnelor, domnișoarelor și domnilor pentru a 19-a oară, de 18 ori în sala aceasta și odată, dacă bine rețin, la Biserica Greco-Catolică și mleoanii sunt participanți la binecunoscutul concert de colinzi. Dați-mi voie să profit de această ocazie, în primul rând pentru a vă mulțumi tuturor pentru tot ceea ce ați făcut în acest oraș. În același timp, să mă bucur că și mleoanii au demonstrat încă o dată că sunt foarte solidari, au fost două probleme destul de mari a doi copii din orașul nostru, s-au mobilizat exemplar și au reușit să aline suferința lor. Pentru aceasta vă mulțumesc din suflet tuturor. Nu în ultimul rând, pentru faptul că cea mai mare sărbătoare a noastră a creștinilor, respectiv nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, se apropie. Dați-mi voie, ca și reprezentant al dumneavoastră, să vă doresc ca lumina acestei sărbători să vă cuprindă, să vă intre în suflete, în casă, să aveți parte de oameni buni alături de dumneavoastră, să vă bucurați de prezența lor, iar noul an 2014 să fie pentru toți unul mai bun. Sărbători fericite tuturor! Iară, mama lui.
primar, va mâna câte o diplomă fiecarei informațiuni corale. Diploma este editată de Primăria Orașului și Centrul Cultural Șibeu. Diploma de onoare. Se acordă formației corale a Bisericii Ortodoxe numărul 1 din Șibeu Silvaniei pentru un altul nivel artistic și interpretativ prezentat și contribuția deosebită adusă la organizarea și desfășurarea tradiționalului concert de colinde, O Ceveste Minunată. Ediția a 19-a. Diploma este semnată de domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, primar, și de către domnul director al Centrului Cultural, economist Durel Cherecheș. Thank you.